Clătitele sunt o mare pasiune a mea. Astăzi voi vorbi despre clătitele pe care le prepar de aici avem blinele, aici nu avem clătite, aici avem blinele și cam așa le servesc la masă. Aici avem un desen clătite cu caviar. Clătitele eu le prepar din orice. În această fotografie avem clătite pregătite din morcov, din sfeclă și din verdețuri. Iată așa. Acesta este un designer clătitelor cu pește și caviar. Clătitele. Clătite din verdeață. Iar acestea sunt clătite și iată, mi-a plăcut că aici, când le-am prăjit, s-a primit o inimioară. Care este rețeta mea clasică pentru clătite? 6 ouă, 6 linguri de făină, din care 4 făină de grâu, 2 linguri făină de porumb. Întotdeauna pun făină de porumb în clătite. Le face foarte gustoase, fantastice. Deci, 6 ouă, 6 linguri de făină, 3 linguri de ulei, o linguriță de sare, o linguriță de zahăr și lapte atât cât să facem masa consistentă, după plăcerea noastră. Când prepar clătite cu verdețuri sau cu alte ingrediente, doar adaug acele ingrediente. Și dacă mai trebuie, mai adaug lapte. Atât. Se primesc gustoase, se primesc interesante. Și astăzi am experimentat pentru prima dată în viața mea un nou meniu. Adică am pregătit clătite cu carne tocată. Nu am mai făcut până acum, nu știu de ce, dar astăzi m-am alintat. M-am alintat familia și eu m-am alintat cu clătite din carne tocată. Deci rețeta e exact așa cum v-am spus, plus adăugăm ingredientele. La aceste clătite am pus 250 de grame de carne tocată și restul ingredientele indicate. S-a primit fantastic. Chiar frumos. Chiar bun. Chiar minunat. Gătitul pentru mine este o mare plăcere. În genere, vreau să vă spun că nu există lucru pentru casă, pentru familie, pentru grădină. Nu există lucru care să nu-mi placă. Îndeplinesc totul cu mare plăcere și cu mare inspirație. Absolut. Niciodată pentru mine nu a fost o problemă. Dacă am absolvit facultatea și nu am avut parte să lucrez într-o redacție. Am lucrat cu tot în altă direcție.
Deci m-am dedicat cu suflet și am făcut ce am putut mai bine pentru acea poziție pe care am exercitat-o foarte mulți ani în viața mea. Gătitul, eu gătesc cu sufletul. Zâmbesc, ascult muzică frumoasă, ofer cu plăcere, mănânc cu plăcere și îmi place să împart bucatele cu toată lumea. Astăzi v-am prezentat clătite în general și clătite făcute din carne tocată. Cum mai procedez eu cu aceste clătite? Deci la masă, acum, cu o cafeluță, au mers foarte bine. Ulterior, pot să le umplu cu salată proaspătă. Salată proaspătă și le tai felioare și sunt foarte gustoase. Exact așa se poate de făcut din pește, din cartofi, din absolut din tot ce doriți. Principalul să fie ou, făină și orice ingredient care vă place. Încercați! Poftă bună!